Bun salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la un nou episod în care avem extrem de puțină stamina. Bă, băieți, de ce mereu începem cu foarte puțină stamina? Avem meciuri ușoare, avem un meci cu Urs, de fapt aici. Sincer să fiu, voi simula acest meci sau nu știu cum să o joc pe asta. Sincer să fiu, avem meci cu Leicester, cu West Ham, cu echipii care se află mai jos în clasament, mai puțin cu Wolves. Și uite și Leicester, Leicester e mai sus față de Manchester City. Dar oricum eu nu o să joc, sau nu știu cum să fac. O să încerc un mic truc să văd dacă reușesc să fac în așa fel încât să nu mă bagi. Vreau să încerc o chestie, avem 38 de partide jucate, simulăm, pierdem cu 2-0 acest match. Deci ca să nu joc, cred că ăsta era trucul. Ca să nu joc meciul, să-mi păstrez stamina, nu trebuie neapărat să intru în meci. Băi, 3000 IQ. Și acum dacă intru, cred că ar trebui să am mult mai multă stamina. Și vedem, opa, IQ, bă băieți, cum iasă la eveală meci cu West Ham. Bă, dacă ăștia și-au luat bătaie de la Astra George, ne mai luptăm și noi cu ei. Adică 2-0, țaca, paca, bă băieți, nebunie totală. Simulăm și aici și facem 81 OVR, Cătălin Cârjan cu 81 OVR în primul sezon și va face cred că un 82 aproape. Cât acolo cât să ni ceară și să sperăm că vom primi o ofertă foarte mare și foarte importantă, bă băieți. Avem aici primul meci cu echipa de pe locul 7. Elegant. Stamina full. Bă, dacă nu știți să faceți live hack-uri, vezi, jucătorii au jucat. Bă, cum să joci, frate? 2021, cum să joci? Dai frumos simulare la meci ca să ai stamina full. Urât din partea lor. Și pentru prima oară, bă, băieți. Hai că aveam un jucător aici, invizibil, e clară treaba. Cătălin Cârjan aici. Bayern München ofertă! Oh, oh, Bayern München! Să fim nou, Müller! Oh, sigur sunteți unii dintre voi care, da, du-te la Bayern, du-te la Bayern! Dar nu m-aș fi campionatul germanist, să fiu. Dar cum o fi, bă, băieți, în sfârșit, primul meci după foarte mult timp care Cătălin Cârjan, ce să vedeți, are... Stamina full, bă, băiatule, în sfârșit mi-era dor, aș uita cum mi se aibă bara aia plină acolo, jos. O pasă acolo frumos, primim o pasă mai în față, Arsenalul pe locul 3, la egalitate cu Spurs. Nu o să mai avem meci împotriva lor, deci este bine, am băt oricum de abilități. Opa, acolo, vam, 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 cum ce învârteal acolo, 6 stele la skill moves. Nicola! PP cu 90 pace-ul pe care nu mai are. Chiar așteptam pasă, deja vedeam faza cum se duce gol elegant. Înaintăm foarte elegant. Cătălin Cârjan. O pasă în spate. Să avem grijă. Opa, aici și direct putea assist, nu putea assist. De fapt, pute de la Marseala assist. O să avem grijă să facem așa fel încât să miroasă asist. Hai că încercăm așa dacă tot. A nouă, mă, nouă, nouă, că noi suntem vedeta echipei acestea. Auleu, de pase acolo. Edson, acolo, jucătorul cu numărul 10. Băi, dar mă driblați eu atâta. Deci, ăștia tot au făcut tot meciul. O să încercați să dribleze, nu au făcut absolut nimic. Mulțumim, în sfârșit avem și noi o leacă mingea. Ca să am și o secvență asta pe care o să o pun în episod. Ai mă Marțiale, de ce stai atâta și în sfârșit când îți dau și o pază stai în offside, că nu pot să cred. Mamă, nu vine să cred nici mi-a... Fault acolo și cred că cu acest fault gata, s-a încheiat prima repriză. S-a întâmplat vreo ceva în prima repriză? Nu, n-ați văzut, dacă băi trag de timp gata știu să fac. Ah, nebunie pe chat. Foarte frumos. Opa, ai crezut că scap de minge, dar n-am scăpat-o, n-am pierdut-o încă. Oprim elegant acolo, Marsialu ne dă pas, am zis că ne dă pas, de ce nu faci cum zic eu? Și aici frumos aruncă apărătorul, am crezut că dau gol. Da, mă, ce-a fost asta? Jucătorul s-a uitat acolo să vadă dacă se întâmplă vreo ceva. Mi-a plăcut să joc împotriva lui Leicester, au tras băieții de minge, au tras de timp cu tot putut și ei. Bă,
un egal, un ec. Cred că i-ar ajuta enorm, dar noi vrem măcar locul 2, dacă tot. Nu avem nicio șansă la campionat. Dar hai că m-am oprit bine acolo. Bine o pasă. Și Martial. Te-ai oprit foarte bine. N-ai mai vrut să înaintezi. Nu știu, bă, băieți, de-abia aștept sincer să fiu să mă transfer la o echipă mai bunicică, să am și o altfel de jucător care să mă ajute, mai ales un atacant acolo, să am ceva să mă ajute cât de cât. Cătălin Cârjan așteaptă din nou plecarea lui Martial și de data asta în sfârșit se duce Martial cu golul elegant. Atâta mă trebuie să mergi puțin, Cârjan îți dă pasă și gata, tiki-taka, easy peasy, Martial acolo cu Nicola Pepe. Îmbrăceați, vine și Cârjan acolo, l-o mângaia puțin pe antrenor și au, mi-a plăcut, vezi, gestul, băieți, ce i-o da pasa? Cârjan, urtat acolo, frumos, elegant. 1-0 în sfârșit după anumite faze care m-au plictisit ultimul al. Și măcar a intrat Adama Traore, poate chiar Adama Traore rezervă la Arsenal. Nu știu cât de tare ar conveni în realitate treaba asta. Pase în apărare. Atât a fost meciul ăsta. Hopa, în sfârșit a intrat o leacă pe atac, mă bu. Dacă s-o puțin pe atac, atât a fost. Hai că mi-ai dat pas, dacă e. Mi-ai dat-o când trebuie, Martialule. Am înțeles, am înțeles. Hai, mai dă-o. Și anunță că următorul meci al lui Arsenal este în Europa League. Atenție mare împotriva unei echipe din Germania, care s-ar putea să ne pună ceva probleme, deci să avem mare grijă la ea. Cârjan, în sfârșit, pe fază, mă gândeam că poate mai trag de stamină ca să o am puțin și pentru meci următor din Europa League. Câțuleanu acolo, să așteptăm. Martialul le dă o dată și golațu! Golațu, bă, băieți, în ultimul minut. Mă tras băieții de timp, dacă se mai țin. O, bă, ce-o sărit acolo în spatele lui Cârjan. Bă, rup spatele, bă, nebunule. Cârjan cu al 11-lea gol în Premier League. Va intra și la cazet pentru 7 ani și va juca în continuu. Deci Martial o și intrat, a avut timp să atingă și mingea. Felicitări. Un 2-0 total. A încărat echipa, bă, băieți. N-aveți și cum. A încărat Arsenalul. Cătălin Cârjan merită ceva mai bun. Chit care doar 81 overe. Vedeți singurele faze a meciului, cu trăs băieții de timp, nota 9.5 pentru jucătorul meciului. Everton bate Leeds United, acolo meciuri strânse, meciuri strânse și în final urmează surpriză mare. Meci de Europa League, bă, băieți, în care avem 39 de meciuri jucate, 23 de goluri și 18 asisturi, foarte, foarte, foarte multe lucruri date. Valorăm 65 de milioane, mamă, la doar 18 ani, bă, băieți, probabil și avem vârsta asta, valorăm extrem de mult. Și urmează, atenție mare, prima semifinală Europa League, bă, băieți, Cârjan, cu stamină de data aceasta, că am învățat truculețul. Cum să intru meci, cum să joc fără să nu joc, țineți minte, mare turc, bă, băieți, în semifinală și special făcut pentru această semifinală. Păcat că m-am gândit să încerc chestia asta cam târziu, hai, mulțumesc FIFA pentru un frumos slăguț. Băieți, aici frumos vorbesc de ale lor, pregătiți să-i facă spectacol total, ai noștri doar se încălzesc, vedeți cine-și dorește, mă, să ajungă în finala Europa League, că e la o bărfă, da, mă, și tu ce mai faci, nu mai știu ce. Păi acasă, nu, Arsenalul se antrenează frumos, băieții cu o coreografie genială. Germanei, ca să numesc așa, ca să fiu sigur că nu greșesc pronunțarea numelui echipei. La ei acasă, bă, băieți, începe mare meci în semifinale, am mai s-o spui mai de ori. Turul acelui din semifinale și returul se va juca clar și în acest episod. David Luiz intră foarte bine. Și o pasă acolo pentru Nicola Pepe la schemă, bă, băieți, nebunie total. Dacă ar da o pasă mai în jos, el nu dă pas. El așteaptă să fie faultat ca să piardă mingea. Am înțeles. Cel mai bun Nicola Pepe. Nu poate intra Adama, vă rog frumos. Etiah, care este, cred că, împrumutat la această echipă. Apare acolo o față familiară. Oh, la nebunie pe chat. Frumos. Arsenalul. Dă aici. Frumos. Tactic. Cârjan. Așteaptă pe Martial și trebuie, bă, băieți, să începem această semifinală cu un superb gol. Martial 1-0 în deplasare, bă, băieți, în minutul 18. Așa o jucăm calm, calm, calm și ne apropiem. Miroase, bă, băieți, miroase miroase finală, am vrut să zic. Hai că am vrut să fac o glumă și... Miroase finală, ne apropiem de ea.
Opa, ce șutaș, apără Leno! Pe fază, totuși, ăștia semifinaliști, nu-s chiar oricine. Bine, e o echipă mai slăbuță, cer să fiu. Cred că mai slabă față de noi. Leno, cred că acolo... Păi, deja mi-e cam frică de ei, vreți să vă mint? Hai, ușcăm frumos, calm. Și fiți atenți aici ce pasă pentru Nicola Pepe, bă, băieți. Dar să înaintăm, să înainteze mai toată echipa. Dăm mai rapid pas jos. Bun, atâta. Cătălin Cărjan, Cătălin Cărjan, să nu pierdă mingea și un faul finuț acolo. Pasă din nou mai în față și la Marțial, Marțial îi dă direct călcâi. Cătălin Cărjan și faul tat acolo, accidentat, grav, nu, 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 te rog, nu, 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 nu mă mai ridic. E groasă, bă, băieți. E groasă, stai, uleac, dacă pierd semifinala, mă apuc de plâns. Se oprește faza, nu, nu, Cătălin Cârjan, nu. După ce am reușit asistul ăla, bă, băieți, la cei 18 ani, cheamă targa. Aoleu, nu, nu, te rog frumos, nu, n-ai cum. Cătălin nu mai poate de durere, fault urât acolo, bă, băieți, l-au luat înainte. După această fază ar merita roșu. Intră Oscar clar în locul meu, nici nu mai pot să mai merg. Și bă, băieți, cred că e cam... cred că e nasol. 2-0 marchează Marțial. Interul pierde tot cu 2-0. Și vine întrebarea, bă, băieți. Sunt accidentat, bă, băieți. Cărjan 7 luni! Nu! Nu, nu, n-ai cum, n-ai cum. 7 luni, adio, Cătălin Cărjan. Băieți, aici spectacol, bă, băieți, cum a intrat băieții din autocar. Cărjan, adio, 7 luni s-a dus. Păi, bă, băieți, mulțumesc că m-ați uitat la acest episod. N-ai cum. Mai țineți minte, bă, băieți, în episodul trecut când am zis că vor fi încă 2 episoade din acest prim sezon? Pare că este ultimul. 7 luni, bă, băieți, 7 luni, 7 luni, aoleu, Cătălin Cârjan, 7 luni dus. Bă, băieți, e nasol, sper să nu-mi scadă chiar atât de mult din OVR. Ar fi frumos să scadă din OVR, că oricum a crescut prea rapid. Pot o să-mi scadă, garantat. Bă, băieți, băi, băieți, veste nasoală, accidentare foarte gravă. O poveste interesantă, cum se pare că vom avea o poveste ca lui Ronaldo Nazario. Nu uitați că Ronaldo Nazario, brazilianul Ronaldo, a câștigat, este cel mai tânăr câștigător al balonului de aur și după aia a lipsit din fotbal aproape 2 ani și când a revenit iar a câștigat balonul de aur. Ceva de genul va fi și cu Cărjan. RIP, băieți, 7 luni, adio, 7 luni. Păi nu mai avem nicio șansă, nu mai avem absolut nimic. Avem doar de simulat. Bă, și am ofertă de transfer la Bayern München pe 33 de... Bă, ăsta e salariu. Bă, știi care ar fi, ar fi țeapă totală dacă m-aș duce la Bayern München acum? Fiți atenți care-i faci. Deci dacă m-aș duce la Bayern München, n-aș mai juca nici acolo și chestia că o refuz. O refuz, clar. Refuz. Nu îmi place, ca nu l-aș vedea pe Cărjan jucând în Bundesliga, că vreau să refuz, plus că n-aș vrea să joc la Bayern München, aș prefera o echipă, chiar aș vrea o echipă din La Liga, acolo o forță, sau chiar, deci Juventus, Real Madrid, Barcelona, una din aceste echipe, nici PSG-ul, cred că aș refuza și PSG-ul. Și bă, băieți, acum eu sper că mi-a primesc ofertă, Real Madrid acolo să... oferte. De acum gata, așa îi dăm, vedem fiecare meci în parte. 7 luni adio fotbal, bă, băieți. Se pare că 2-0 Arsenalul, am trimis Arsenalul până în finală, am împins. Bine, sunt la un pas de până când ajung în finală. Îi dăm aici să simulăm calma că nu prea mai are rost. Un episod cred că o să iasă ceva mai scurtut și avem finala cu Real Sociedad. Și se încheie, bă, băieți, se pare, campionatul. Gata, pe 26
Mai se joacă și finala Europa League, în care Cârjan, operat cel mai probabil cu piciorul în gips, fără Caterinca, fără absolut nimic, cu piciorul în gips, se va uita. Uitați ce echipă a câștigat Emirates Cup și ce echipă va fi în Europa League. Avem finala cu Real Sociedad, cu Silva, cu Iscas, bă, băi, am echipă. Îi dăm foarte frumos o simulare și 1-0 la Cazet. Bă, am primit, avem primul nostru trofeu, avem trofeul de Europa League, am jucat foarte multe meciuri, n-am fost la ridicare, dar am câștigat. Arsenalul terminăm de pe locul 2, Arsenalul câștigă și Europa League-ul, locul 2, în sezonul următor va juca această echipă în Champions League, bă, băieți. Avem aici, uite, ne complimentează, bă, era clar. Un jucătorul Europa League era și normal, nu știu câte goluri a reușit să marcheze, să fiu acolo în top. Și e tristus, băieți, dăm mai în față până în ultima zi, că n-avem ce face. În continuare la aceeași cotă, în continuare la același OVR. Și mai probabil nu o să scădem, dar nu o să mai fim chiar atât de mult titulari. Hai să verificăm ce au făcut mai toate echipele. Vedem clar că Liverpool-ul ne-a bătut la penaltiuri în meci în care noi ne-am jucat. Cine au câștigat, vă, Emirates Cup? Deci, Oaia Cristina împotriva lui Luton Town, care, dacă nu mă înșel, cam în două sunt Liga a doua, însă așa, în Championship, dacă nu greșesc. Carabao Cup câștigat de Wolves, mă ocupă total neimportantă. Vedem aici că Sevilla au câștigat turneul amical, chiar nu știam ce aia. Bayern München 1-0 cu Sevilla în Supercupă. Atletico Madrid bate în finală Bayern München. Bă, băieți, se pare că Atletico Madrid a eliminat Real Madrid, Bayern a eliminat Chelsea din Ion și se pare că Arsenal, bă, băieți, Arsenal bate elegant cât de cât Real Sociedad în finala Europa League. Noi suntem pe locul 3. Accidentare gravă, vom reveni pe multe luni. Sunt șanse să revenim undeva prin luna noiembrie, bă, băieți, să revenim. Și cam atât. Hai să vedem ce mai făcut și celelalte echipe, dacă tot să lungesc puțin episodul. N-am ce să, nu o să continui, nu o să mai fac apelul nimic. Ne uităm puțin, știm ce s-a întâmplat de fapt în Premier League. În Franța, clar, a câștigat, stai că am greșit. În Franța a câștigat clar PSG-ul cu 104 puncte, bă, băieți, nebune totală. Bundesliga a câștigat de către Bayern München de la un punct de Dortmund. Interul se pare, bă, Interul câștigă Serie A. Inter câștigă Serie A, deci într-un fel n-a fost chiar atât de rău, că cine știe, dacă era la Inter nici nu ne accidentam. Dar nu era atât de realist. Interul câștigă, ne-a demonstrat totuși că a greșit, dar noi am câștigat Europa League-ul, eu câștigat Serie A-ul. Și să ne mai uităm de curiozitate, Liga 1, FCSB-ul la cel mai multe puncte de distanță. Așa s-a terminat campionatul înainte de play-off, play-out. Nu putem vedea ce s-a întâmplat în play-off sau play-out, dar cel mai probabil fiind o distanță foarte mare de puncte, mă gândesc că FCSB-ul a câștigat și play-off-ul. Băi, băieți, în episodul, da chiar, să vedem și stat statistica finală și oficială, încă 5 luni, bă, băieți, încă 5 luni. Avem 80 pace cu 80 shooting, cu 77 pace, 82 dribbling, 54 defending și 57 physical, că am slăbus la 58 OVR, am făcut 81 OVR, am crescut extrem de mult, 4 stele, cam la doar 18 ani. Am jucat 400 de partide, am dat 23 de goluri, 18 asisturi, am avut 20 de clean sheet-uri, Leno a scos extrem de mult. Nota 6.3 per general, 6.3? Cum 6.3, băi? Am avut numai note mari de fiecare dată, ce-i asta? Ne-am furat. Soare se pare că și-a trimis echipa spre câștigarea unui trofeu de Champions League, bă, băieți. Deci, un final trist de sezon, suntem accidentați undeva până în luna noiembrie. Mai avem aproape 5 luni din accidentare. Undeva până la noiembrie o să revenim și sperăm să facem un spectacol total. Bă, băieți, numele meu este Diez. Dacă v-a plăcut foarte mult acest prim sezon și vreți să vedeți ce se va întâmpla în povestea cu Cătălin Cârjan și cum se va comporta el la revenirea din accidentare, 7 luni pe tușă, nu mai jucăm 7 luni, sperăm cu echipă mare
va dori să ne transfere, dacă nu ne vom transfera în iarna sezonului următor. Numele meu este Diez și vă rog foarte mult să apăsați un like pentru acest final de sezon. Ne vom găsi în episodul următor în care vom spera că vom face un spectacol total, că vom reveni în forță, că nu ne se va micșora chiar atât de rău cota, nici OVR-ul. Băi băieți, sper să aveți o zi extraordinară. Vă salut!